știu în ce parte s-a blocat, dar ce vreau să spun. Trebuie să vede. Am făcut un vlog unde puteți să urmăriți de ce am fost la spital. Puteți să vă uitați și pe vlogul lui Livian, să vedeți ce am filmat înainte să mă duc la spital, cum ne făceam noi doi. Iar pe vlogul meu puteți să vedeți de ce am fost la spital și ce s-a întâmplat cu mine, care este problema. Puteți să mă căutați pe Bibi's Vlog sau puteți să scrieți de ce am fost la spital. Acum mă simt bine, am început să iau pastile, cred că vreo 3 feluri de pastile. Și să mă simt un pic mai bine față de ei. Ce ți-a dăruit mama lui Livian? Mama lui Livian mi-a luat un parfum foarte frumos și mulțumesc de suflet că mi l-a luat. Adică chiar nu știu la cuvinte. Cum mă înțeleg cu Livian? Perfect. Pot să spun că este singura persoană care mă înțelege, cred că nici mama nu mă înțelege cum mă înțelege el. Adică, bine, nu exagerez, nu te-ai supărat, mami. Înțelege fiecare stare, adică am fost la date și aveam o stare foarte proastă și i-am spus că am o stare foarte proastă și pe mașină chiar nu m-a deranjat absolut deloc, n-a făcut nimic ce m-ar putea deranja. Iar pe timpul zilei, cât am stat împreună, a reușit să mă facă să uit că am starea aia de nervi și mi-am amintit că știam ce stare aveam dimineața și zic, Doamne, și băiatul ăsta m-a făcut să uit tot. Da, și felul ăsta și părul ăsta. Mi-a făcut părul la coafor și Livian a zis că pare ca și cum l-a făcut el cu mâna. Nu stă el și îmi strică mereu părul. Mai întrebați-mă dacă vreți să mă întrebați ceva anume. Am zis că, da, ne-ați întrebat dacă nu le lasă împreună. Nu, nu le lasă împreună aproape deloc. Dar îmi face super multe lucruri frumoase și astăzi îi pregătesc ceva frumos. Nu, nu este părul meu natural. O spus Simona că ți-l poate fura, e adevărat? Cred că mie personal mi-l poate fura nimeni, adică doar să ne despărțim și să se ducă la alta, dar el să mă înșele sau așa ceva niciodată. Nu, n-am rezolvat treaba cu cardul. La mulți ani, Alexia, Andreea, te pup, să ai o zi cât mai frumoasă. Mi-a trecut și m-am gândit să vin la tine. Te aștept. Se pare că vă lasă cu telefoanele. Nu știu, cred că unele persoane nu au înțeles. Ne iau telefoanele pe timpul filmărilor. Adică, de exemplu, să nu mai ieșim în pauză, să stăm pe telefoane. Ne-au luat telefoanele definitiv. Ce am cu Roxana? N-am absolut nimic cu Roxana. Am specificat eu ceva de Roxana. Vorbesc eu despre Roxana sau vorbesc eu despre oricine altceva? Să procedeze la fel.
depinde de fiecare. Pentru mine e patul ăsta de complezență. Da, de fapt, Doamne ferește, de complezență. Patul ăsta doar așa, să fie pupat, mie personal nu-mi place. Ca să, să vă puteți vedea cât mai mult, trebuie să faceți cine romantice surprize. Nu-i neapărat, uite, cred că... Am mai știu ce, în ce emisiune... Am uitat. Nu știu dacă a fost difuzată sau... Da, cred că a fost difuzată săptămâna trecută, în luni. M-am chinuit, am făcut o paste, cred că am făcut, m-am chinuit cu lunărele, cu chestii, nu știu ce, am cerut voi înainte. M-au lăsat, dar când am pregătit pastele și am spus că trebuie să se grăbească pentru că după se răcesc pastele și mai se pune, s-a întâmplat că nu am mai putut să trimită și nu știu ce, fie m-am enervat și am preferat să nu mai fac decât așa, dacă simt eu niște chestii. Am o veste bombă pentru tine despre un copil. Personal nu mă interesează de absolut nimic din casă. Dacă nu este vorba despre Livian sau Mari, să zicem, chiar nu mă interesează de nimeni altceva.